Sunt dezastre naturale pe care nu le putem prevesti și nici preveni. Tot mai dese, nu doar în România, ci la nivel mondial. Așa încât asiguratorii iau în calcul scumpirea poliței obligatorii care ne protejează locuința. Costă mai mult să n-ai asigurare decât să o ai. Acest risc climatic devine din ce în ce mai semnificativ. Devine semnificativ și, prin urmare, va avea un impact asupra primei de risc. Reasigurătorii, care sunt acele companii care ne asigură pe noi asigurători, dacă acești reasigurători plătesc din ce în ce mai multe despăgubiri, există posibilitate ca această poliță, la un moment dat, să se scumpească. Reprezentanții industriei dau asigurări că până la sfârșitul anului, cel puțin, nu vom plăti mai mult pentru protejarea locuinței în fața fenomenelor meteo extreme. Ca să-ți asiguri casa în caz de inundații, alunecări de teren sau cu tremur, plătești acum cel mult 130 de lei pe an. Nu mi-a plăcut. În caz de ceva, nu știu ce vom primi. Nu am avut o siguranță că este ok și că dacă s-ar întâmpla ceva, am putea să fim despăgubiți. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ce faceți? Ne descurcăm. Românii foarte descurcăreți. La nivel național, 4 din 5 locuințe nu au asigurare obligatorie. Datele oficiale arată că București și județul Ilfov au cel mai mare grad de acoperire la acest capitol. 40% din casele de aici au o asigurare obligatorie. La polul opus se află județul Vaslui, unde doar o locuință din 100 este protejată în caz de dezastre naturale. Anul trecut au fost deschise peste 4.000 de dosare de daună și au fost plătite despăgubiri de aproape 24 de milioane de lei. Aproape jumătate din suma a fost achitată în județul Gorj ca urmare a cutremurelor produse. Asigurarea obligatorie nu vizează furtunile, care sunt tot mai frecvente. Doar în ultimii 5 ani, da, cea mai mare despăgubire achitată ca urmare a producerii riscului de furtună a fost achitată anul trecut și a avut o valoare de aproximativ 80.000 de euro. Doar ca urmare a unei furtuni. Potrivit legii, dacă nu ai asigurare de locuință în caz de dezastre naturale, poți plăti o amendă de până la 500 de lei, dar autoritățile locale au dat doar avertizmente până acum.